După cum ați văzut în seria de pe acest canal de creepypasta și desene animate, sunt foarte multe lucruri ciudate și oarecum deplasate de la normalitate ce sunt totuși prezentate copiilor mici și, în esență, ce face ca un episod să fie straniu sau horror, un anumit personaj ce are ceva ciudat legat de acesta. Așa că azi vă prezint top 5 personaje creepy din desene animate alături de Valtohis, face o treabă excelentă și vă recomand să aruncați un ochi și pe canalul acestuia. Deci să începem! Pe locul 5 avem personajul Him sau El din Fetițele Powerpuff. Dacă vi se pare cunoscut, ei bine, este probabil din cauza faptului că majoritatea copiilor îl țin minte. Nu pentru importanța majoră din serie, ci pentru cât de ciudat este. În principiu, personajul este întruchiparea unui demon, dacă nu chiar a diavolului. Aspectul este într-adevăr ciudat, însă și mai dubioasă este vocea acestuia. Un alt motiv pentru care, odată cu vârsta, realizezi cât de deranjant era personajul, în general, este faptul că pe lângă toți răufăcătorii din seria Powerpuff, el este singurul care nu are un motiv clar de a face rău. Până și comportamentul și gesturile sale te pot induce în eroare, având un comportament și un aspect foarte feminin, însă se presupune totuși că ar fi un bărbat traversit. Indiferent de care este adevărul, acest personaj nu va fi ușor de uitat. Pe locul 4 avem pe Wizbit, dintr-o serie animată ce-i poartă numele, fiind mai puțin cunoscută. Aceasta a fost difuzată în anii 1980, fiind mai degrabă un show despre un magician extraterestru. Personajul în cauză este o pălărie de magician galben în formă de con, ce are ochii foarte ciudat amplasați, uitându-se într-un mod nefiresc. La aspectul său straniu mai adăugăm și vocea înspăimântătoare și deranjantă, scopul nejustificat al emisiunii, cât și calitatea proastă per total, și dintr-o simplă emisiune pentru copii obținem un adevărat coșmar. De asemenea, în timp ce Wizbit vorbește, sprâncenele acestuia se mișcă necontrolat, dându-i un aspect și mai înfricoșător. Probabil mulți dintre voi nu știți seria fiind un show din Marea Britanie, însă având în vedere detaliile de mai devreme, presupun că este mai bine așa. Pe locul 3 îl avem pe Thread Fingers, sau degete de salată, care este o ființă verde cocoșată ce nu are urechi sau nas și vorbește cu un accent englezesc nordic distorsionat. Degetele lui lungi și subțiri sunt și motivul de la care a plecat denumirea sa. Aceste degete au fost și subiectul principal de când a început seria, fiind reprezentată plăcerea pe care acesta o avea la atingerea anumitor obiecte. Aparent, personajul nu vrea sau nu poate să facă diferența dintre ființe și obiecte, astfel încât îl putem vedea de mai multe ori interacționând cu obiecte neînsuflețite, precum păpușile sale de pe degete, cât și în două cazuri, cu un cadavru uman. De asemenea, crede că poate atribui viață unor obiecte, astfel pretinzând că vorbește cu acestea, când de fapt vocea ce îi răspunde la întrebări este făcută tot de acesta, pe un ton diferit. Totodată, degete de salată este masochist, obținând plăcere din mai multe acțiuni nepotrivite, ca tăierea degetului în propria sa unghie, frecându-se singur cu urzici, care ca fapt divers sunt niște plante ce înțeapă la atingere, și nu în ultimul rând, călcând intenționat într-o capcană de urși. Dacă personajul nu vi se pare creepy din ceea ce v-am descris până acum, vă invit să vă uitați singur la seria animată. Pe locul 2 îl avem pe ciudatul sau groaznicul Fred. Dacă nu-l cunoașteți, fie nu ați urmărit desene niciodată, fie nu v-ați uitat la televizor niciodată, deoarece este unul dintre cele mai creepy personaje create vreodată. Personajul a apărut într-un episod din Curaj Câine Fricos, fiind nepotul lui Muriel. Aspectul său straniu și faptul că este obsedat de tuns sunt doar câteva motive pentru care groaznicul Fred se află atât de sus în top. Mai adăugăm faptul că vorbește în rime și, dezvăluindu-i lui Curaj, până și fosta sa prietenă Barbara l-a părăsit după ce a tuns-o la chelie, obținem un pachet de teroare. Noroc că în final, Fred este prins și trimis înapoi la un azil de nebuni unde, cred că suntem de acord cu toții, îi era și locul. Și pe locul 1 vă prezentăm un personaj pe care se poate să vi-l amintiți mai pe jumătate, deoarece mereu în copilărie vă ascundeați sau priveați pe furiș când era difuzat la televizor. Exact, provenind din aceeași serie ca Fred de la numărul 2, regele Ramses întrece orice limite în ceea ce privește cât de creepy poate fi un desen animat.
Pentru început, fantoma regelui se înfățișează lui Eustache pentru a-și lua înapoi placa antică luată din mormântul său. Aruncă trei blesteme oribile pe familia lui Curaj, printre care o infestație cu sute de mii de insecte, o inundație și un zgomot, mai degrabă un sunet de muzică foarte puternic, și pe lângă muzica ambientală horror, fantoma regelui Ramses este și animată CGI într-un mod extrem de straniu. Personajul este memorabil, una dintre replicile faimoase ale acestuia fiind: dă-mi placa. Dă-mi placa! Ce? Dă-o înapoi sau vei suferi blestemul meu! Cam atât a fost pentru astăzi, mulțumesc de vizionare și ne vedem data viitoare!